Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Fortnite, să zicem vreo cu pisica. Bună! Și astăzi avem atât de multe mistere încât nu știu exact unde să le pun. Avem o grămadă de detalii despre ce o să urmeze cu furtuna, ce o să se întâmple pe toată harta. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai facem episoade de genul ăsta cu mistere. Și nu uitați că pe Item Shop, dacă vreți să ne jucăm și împreună, dacă vreți să apăreți pe Instagram, pe Story, dacă vreți să vă pun și în live-uri. Aici la Support the Creator aveți codulețul Max the Infinite, băgați codul aici, Max the Infinite, îi dați accept și sunteți automat înscriși în echipa noastră, iar dacă voi vă cumpărați ceva de pe shop, îi dați aici pe Purchase Items, filmați momentul în care vă cumpărați produsul respectiv, îmi trimiteți pe Instagram împreună cu numele vostru din joc, din Fortnite și eu am să încerc să vă adaug, nu garantez că o să pot să adaug pe toată lumea, da, dar astăzi am să mă uit cine mai trimite și zilele astea o să mă mai uit și când o să facem live-uri o să mai jucăm, vedeți aici că deja am început să mai adaug dintre voi, hai să-i dăm start pe Playground. Și să vă arătăm care-i trebușoara. Ne-am luat skinurile astea și nu le-am luat din întâmplare, pentru că aceste skinuri vestesc iarna cea mare. Și vorbesc despre iarna cea mare pentru că va veni aproape sfârșitul lumii în sezonul următor. O să vedeți. Mamă, deci am atât de multe detalii despre update-ul ăsta încât nici nu vă imaginați. Bun, ia să vedem unde este pisica. Iată și pe pisica a venit aici. Dacă încă sunt așa, gata. Uite-mă. Așa, bun. Avem niște detalii foarte interesante, cum ar fi, de exemplu, un anunț pe care băieții de la Fortnite l-au făcut pe Twitter, și anume acesta. Become the storm, devino furtuna. Adică, deja băieții ne vestesc faptul că va veni furtuna în Fortnite. Asta este primul detaliu pe care o să vi-l spunem. Dar hai să mergem mai întâi în locul vikingilor. Și să vedem cum arată zăpada pe bune, pentru că așa va arăta toată harta. Cum arată zăpada la vikingi și acolo și ninge. Știi că ninge la vikingi? Știu și mi-a luat și dragonul. Deci în afară de chestia asta, hai să vezi, deci avem atât de multe chestii în episodul de azi. Nu știu, hai să vedem dacă... Uite, dacă apăsați butonul de like, sunteți și mai tari și vă mulțumim din suflet la fiecare în parte. Ia să vedem noi, pisica, unde e? Hai că vine și ea, ea și-a luat dragonul? Mamă, are dragonul de gheață, e pregătită ea. Mă sortez și la mine ninge când deschid dragonul, deci. Așa, și vreau să vă arăt de ce eu cred că acest lucru are o mare importanță. Observați furtuna acolo în depărtare? Observați furtuna acolo în depărtare? Ia, să vii aici pe vapor, să vezi. Deci chestia asta e pe bune. În afară de faptul că, uite cât de mare s-a făcut furtuna acum. Deci uite cât de mare s-a făcut furtuna acum. Unde ești? Ia uite pe pisica. Am apăsat pe space. Deci observați furtuna acolo? Ia uite-o. Uite cât de mare e. Vezi? Lol, ce mare e. Și în afară de chestia asta, vaporul vikingilor, da, barca vikingilor, e îndreptată exact spre furtună. Deci asta... Da. Asta n-am observat-o până acum, dar băieții de pe Reddit au văzut-o și toate informațiile pe care vi le arăt o să fie de pe Reddit, asta ca să știți, de pe Reddit, de pe Twitter, dar încerc să fac un episod în care să vă strâng toate informațiile și să vi le arăt, da? Bun. De ce mi-am luat eu skin-ul ăsta, în primul rând? De ce mi-am luat eu skin-ul ăsta? Skin-ul ăsta se numește Ragnarok. Știți voi ce înseamnă Ragnarok? Uite că vă arăt acum ce înseamnă Ragnarok. Ce este Ragnarok? Întotdeauna vor apărea semne prevestitoare privind apocalipsa. Unul dintre ele este Fimbul Winter, iarna de coșmar, o perioadă extrem de rece și geroasă ce va dura 3 ani, fără nicio vară la mijloc. Deci băieții cumva ne-au spus, ne-au vestit de Ragnarok înainte, când a apărut acest skin. În timpul acestor 3 ani vor exista și multe războaie și va veni sfârșitul tuturor oamenilor și animalelor care vor pieri. Vor exista și doar 2 supraviețuitori la final, Leaf și Leaf Prasir, ceva de genul ăsta, ce vor trăi în pădurea Hoodmins. În Danemarca, Norvegia, Suedia și alte țări nordice, termenul de Fimbul Winter este folosit pentru a vesti vremea rea și dură. Marea iarnă a fost mult timp considerată doar un mit, însă această viziune s-a schimbat mult în acești ani. Savanții consideră că acum, în mod serios, posibilitatea că această iarnă a fost adevărată și să fi fost evenimente adevărate. Deci, cred că asta vă cam confirmă faptul că vine o perioadă apocaliptică în Fortnite. O iarnă ce va dura 3 ani. Acum nu știu exact cât o să fie 3 ani în perioada Fortnite-ului. Bănuiesc o să fie un sezon întreg. Toată iarna. Da. Eu asta cred. Eu asta consider. Dar asta rămâne de văzut. Dar uitați-vă cum ninge aici. Și uite, asta, ceva de genul ăsta o să arate și zăpada prin, pe hartă.
Uite, vezi că nu faci semne aici, Nu vezi? faci semne aici, dar când o să apară zăpadă pe hartă, o să faci și semne și o să se și audă zgomotul ăla de... A, ce-mi place, Deci s-au Doamne! descoperit în fișiere sunetele astea. În afară de asta, ia să vedem ce mai avem. S-au descoperit în fișiere acest lucru, o antilopă. Și s-a descoperit în secțiunea de vehicule. Asta înseamnă că vor băga un vehicul antilopă și mi s-a părut foarte ciudat că era antilop nu știu cum și antilop boost. Adică vei putea să bagi boost cu antilopa. Habar n-am de ce, de ce antilopă și nu Bune, un pe ren, poate? fasole. Da, nu știu exact de ce, dar hai să luăm un rift și să plecăm de aici să le arătăm următorul detaliu. Max, uite-te pe fusta mea la detaliul ăsta. Ia să vedem. E capul Foarte. tău. Da, mă, adevărat, lol. Păi da, Nu dar astea cred că sunt vrei să te skin-uri bat. combinate, cum ar veni, știi, adică gen, dintr-un set. Bun, următoarea locație va fi la Lazy Links. Deci la Lazy Links trebuie să mergem. Perfect. Și hai să încercăm să ajungem acolo. Stați așa pe episod, nu plecați încă, avem mult mai multe chestii pe care să vi le arătăm. De fapt, o să vă arăt și progresul furtunii. O să vă arăt Ia. cam cât de departe s-a dus furtuna. Am pregătit exact chestia asta. Și să vă arăt cam cât de departe s-a dus furtuna. La prima aterizare, pe care o să o facem undeva pe aici, am să vă arăt exact asta, după care vom continua drumul nostru către următorul secret și indiciu. Deci fiți atenți. Furtuna arată ceva de genul ăsta arăta furtuna în prima zi. În a doua zi, furtuna arată ceva de genul ăsta. A treia zi, a patra zi, a cincea zi și a șasea zi. Observați că se mișcă? Că îmi scria cineva pe comentarii, Max, nu e adevărat, furtuna nu se mișcă, e doar un bug vizual. Nu este oameni buni un bug vizual. Uitați-vă că se mișcă și se mișcă exact spre noi. În afară de chestia asta, o să observați faptul că am descoperit în acea imagine cu robotul că el de fapt a venit să ne vestească sfârșitul lumii. Și observați acolo, am descoperit că acolo este direcția, combustibilul, locația exactă. Nu știu dacă reușiți voi să-mi spuneți care e locația exactă, pentru că acolo sunt coordonatele exacte, le vedeți? Deci la locația exactă sunt coordonatele exacte unde va lovi furtuna prima dată. Furtuna este reprezentată pe hartă și acolo vedeți că este Flash Factory. Eu înainte nu știam exact ce hartă este, pentru că acum am întors poza asta invers, ca să-mi dau seama la ce se uita el de fapt. Și bucata aia de hartă e exact Flash Factory. Uitați de ce cred eu asta. Pentru că observați că arată identic cu Flash Factory. Uitați-vă la curbele hărții. Exact. Uite, de exemplu, acolo în partea stângă o să observați că este identic. Deci, el se uită în momentul de față la Flash Factory și ne vestește faptul că de acolo va veni marea furtună. Bun, hai să continuăm și să vă arătăm următorul detaliu. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vă place seria asta de secrete, de mistere. Eu încerc să o fac cât mai interesantă. De fiecare dată când am detalii, vi le bag aici în episod și putem să, nu știu, putem să discutăm teorii. Clar, asta e o teorie, dar e o teorie bazată pe ceva adevărat. Adică asta eu cred eu că e povestea acestui sezon. Faptul că Ragnarokul chiar se întâmplă. Și Ragnarokul fiind sfârșitul lumii și, bineînțeles, și numele acestui skin. Hai, hai Max, că e cald. Hai, vino repede. Ai observat aici? Ceva? Hai că am dat comandă de un burger. După cum Hai. observați, băieții noștri încă se bat. Eu credeam că odată ce apare omul găină, nu o să se mai bată ăștia. Dar nu, aparent domnul pizza cu domnul burger iarăși s-au luat la bătaie. Acum mai nou, în schimb, s-a făcut o modificare pe mașina domnului burger și anume a apărut meniul domnului burger. O să vezi aici sus, că s-a Oh, deschis. ok. Vezi, s-a aprins Ah, lumința și jucuri vezi ceva cartofi prăjiți, o Ah, înghețată, uite, ceva. 2 dola 20 de dolari un burger. Mamă, 20 de dolari un burger! Nu e cam 20 scump? E cam scump, zic. frape sau ce-o fi ăla. E cam scump. Nu mi se... Uite, 23 porții asta de cartofi prăjiți. Hai Eu să mergem. Deci asta am vrut să vă n-avem bani, arătăm. scump. Faptul că ei încă se bat. Nu s-a terminat războiul dintre ei. Și următoarea locație va fi la Wailing Woods. Unde tot așa avem un mic secret. Ceva care cred că are legătură cu sezonul următor. De fapt nu cred. Sigur are legătură cu sezonul următor. Știți bine că s-au băgat teleporterele. Asta știm. Știm cu toții că s-au băgat teleporterele, corect? Alea de jos, practic ei au modificat un rift normal și l-au făcut în așa fel încât să te poți teleporta dintr-o parte în alta. Asta știe toată lumea pentru că am făcut videoclipul asta, știm deja. În schimb, ce nu, poate nu știți, e faptul că aceste teleportere au însemnat ceva pe ele. Știi chestia asta? Nu.
Știai chestia asta că au ceva semnat pe ele? Și vreau să ne dăm așa cu părerea și să vedem cam ce ar putea să însemne chestia asta. Pentru că cu siguranță are o legătură cu ceva. Da. Uite aici. Asta are un dragon, da? Da. Crezi că odată cu zăpada și cu sfârșitul lumii și chestii de genul, crezi că se vor băga dragoni? Băi, eu nu cred, sincer să fiu. Au băgat până acum dragoni. Dar știi, posibil să fie. E posibil. Orice e posibil în Fortnite în momentul de față. Nici măcar nu mai dau cu părerea pentru că nu știu. Dar, ok. Vezi tu ce e acolo jos? Dacă te uiți așa, nici măcar nu-ți dai seama. Îți dai seama că e ceva. Uite, hai să mergem așa. Hop. Te-ai teleportat, da? Da. Vezi tu ceva acolo pe el? Vezi tu că scrie ceva jos, jos de tot? Dacă vă uitați atenți, dacă vă uitați atenți, scrie 068 TEL sau ceva de genul ăsta. Am să vă arăt acum o imagine mai mare. Așa scrie. Uite, 068 TEL. Ce înseamnă asta? 068 TEL. Ce legătură are și habar n-am. Nu știu, chiar mă face puțin curios. Dar n-au tău aici în hartă. Toate au aceeași inscripție. 068 TEL. Eu cred că ăsta e un experiment al guvernului sau ceva de genul ăsta, aceste teleportere. Pentru că, dacă ați observat, aici există un rift permanent. Și știți că vă povesteam eu la un moment dat că o să bage permanent riftul, așa se numea, sau ceva de genul. Și el au reușit să-l facă până la urmă. Și din acest permanent rift au reușit să facă acel teleporter, da? Și uite, dacă luăm acum teleport... Telul ăla de acolo vine de la teleport. Ah, se poate și... Dar 068? Nu știu, eu încerc să mă uit pe hartă. 6... 068, 6... Dar 8 unde ar fi? Nu știu ce să zic. Și uite, vezi, eu am luat riftul ăsta, dar el practic n-a dispărut odată ce eu l-am luat. El încă este acolo. Tu poți să-l iei oricând, altcineva dacă vine mai târziu poate să-l ia oricând. Deci este un rift care nu dispare, un rift permanent. Ia uite, hop și pisica, mamă cum s-a spart cerul. Da. A venit cu tot cu dragon. Da, nu știu exact ce o să fie, sincer să fiu. Dați-ne și voi părerile voastre în comentarii. Am să vă arăt din nou furtuna, cam cât de rapid se deplasează. Ceva de genul ăsta, în fiecare zi câte puțin. Deci uite, dacă dau prima zi cu a șasea zi, ia uite. Deci în șase zile s-a dus atât de mult. Nu știu exact, uitați-vă și voi la pozele astea, ce părere aveți, vreau să știu dacă reușește cineva să descifreze acea locație, acea, cum îi zice, locație exactă pe care o avem acolo, însă nu știu exact care ar fi ea. Lăsați-ne toate detaliile în secțiunea de comentarii. Nu uitați în schimb să introduceți, am ieșit ca să știi, nu uitați în schimb să introduceți pe item shop codulețul, da, Max de Infinit. Dacă vreți să vă adaug la lista de prieteni, bineînțeles veți putea să vă jucați cu mine pe live stream-uri. În schimb, nu toate live-urile vor fi doar cu abonații, adică voi avea și live-uri în care voi juca solo, voi avea și live-uri speciale pentru cei care au băgat codulețul Max de Infinit și și-au și cumpărat ceva. Bun. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Bam.